Placa omagială care confirmă legăturile frățești dintre orașele Petah Tikva, Israel și Shimleu, Silvaniei, a fost dezvelită miercuri în Parcul Central. Ceremonia oficială de deschidere a avut loc la sinagoga din Shimleu, Silvaniei, începând cu ora 11. Activitățile s-au desfășurat într-un cadru festiv. La eveniment au luat parte zeci de elevi, cadre didactice, oficialități, personalități importante din viața culturală, politică, religioasă din România, Israel și SUA. Placa aniversară, amplasată în fața copacului, simbol al păcii și fraternității, reflectă relațiile dintre cele două state. Declar deschise activitățile culturale-educative ale proiectului de frățire dintre orașele Petah Tikva și Israel și ale celor două licee, Liceul Brenner și Colegiul Național Simeon Bărnuțiu. Mr. Mayor Septimiu Țurcaș, Mr. Vice Mayor Berg Ștefan, dear guests, honorable audience, I declare open the cultural and educational activities of the twinning project between Brenner High School, Petah Tikva, and Colegiul Național Simeon High School from Shimleu, Silvania. Salut pe această cale grupul elevelor de la Liceul Brenner din Petah Tikva, împreună cu cele două însoțitoare. I would like to greet the group of students from Brenner High School, together with their teachers that are here today. Revital Shapira, inspector școlar. Revital Shapira, school inspector. And Orly, coordonator principal al proiectului. And Orly Fish, the main coordinator of the project.
Ruhota Băvot, bine ați venit! Welcome! Împreună cu elevii din Șimleu, ei reprezintă tinerii ambasadori care vor promova valorile, tradițiile și cultura celor două state. Together with the students from Șimleu, they represent the young ambassadors that will promote the values, the traditional and culture of the two states. Acest proiect educațional a început în anul 2012 în cadrul acordului de împrățire între orașele Petah Tikva și Șimleu-Silvania. This educational project began in 2012 during the twinning agreement between the cities of Petah Tikva and Șimleu-Silvania. Este menționat la articolul 2 din actul de împrățire că ambele orașe vor acorda o atenție deosebită schimburilor la nivelul tinerilor. It is also mentioned in the second. De asemenea, orașele vor contribui la promovarea limbii și culturii celor două state, Israel și România, și vor încuraja proiectele culturale angajate de instituții și asociații. At the same time, the cities will contribute to the promotion of language and culture of both states, Israel and Romania, and will encourage cultural activities. În acest sens, îl invit acum pe domnul primar al orașului Șimleu-Silvaniei să deschidă lucrările acestei zile și a perioadei care va urma. Domnia sa așa arată. He has always shown his openness and offered the support of the institution that he represents for such collaborations with the State of Israel, not only. Tot ceea ce vedeți aici, în termen de organizare, nu ar fi fost posibil fără sprijinul primăriei și al consiliului local al orașului. All that you can see here, in terms of organization, wasn't possible without the great support of the City Hall and the local council of the city. Aș vrea să-i mulțumesc în nume personal și să le mulțumesc persoanelor din primărie care ne ajută de fiecare dată în organizarea unor astfel de evenimente. Și aici aș vrea să fac câteva mențiuni. Aș vrea să-i mulțumesc lui Romeo Oltean, pentru că de fiecare dată ne sprijină cu tot ce poate și este implicat în acțiunile noastre. Marta Sabor, care alături de Only coordonează grupele de elevi în schimburile dintre cele două state. Carmen Belei, Radu Lazăr, domnul viceprimar Berec Ștefan și tuturor acelora a căror nume nu le-ați auzit aici, dar au contribuit la reușita acestei acțiuni. Domnule primar, aveți cuvântul. I would like to say thank you to people who work at the City Hall and they put a great effort in everything we do. Their names you have heard, Romeo, myself, the Vice Mayor, and all other employees from the City Hall, and also all those names that were not mentioned but contributed to the success of these activities. Mr. Mayor. Da, vă mulțumesc, onorată asistență. În primul rând, în calitate de primar al orașului, aș vrea să-i salut cu mult drag pe oaspeții din Israel, pe frații noștri din Petah Tikva. Thank you very much, honorable audience. First of all, as in my quality as a mayor, I would like to greet the group of students and also the teachers, the whole group of delegation from Israel. Și mă bucur să fiu și eu prezent, așa cum am fost prezent în Petah Tikva și normal de fiecare dată aici, la această bucurie a revederii tinerilor din Șimleu cu tinerii din Petah Tikva sau, de ce nu, a cunoașterilor pentru cei care vin prima dată. And of course I'm very happy to be here, as I was happy to visit your city, Petah Tikva, and of course especially I'm happy to see the young students that come here and collaborate and make a good connection between each other. Ar fi momentul să mulțumim în primul rând acelora care au făcut posibil această conexiune. First of all, I would like to say thank you for all those people who made possible the connection. Și având în vedere faptul că eu conduc acest oraș de 11 ani de zile, and taking into account the fact that I am leading this city for 11 years already, am participat la toate etapele din 2005 până acum care au condus la restaurarea acestui locaș în care suntem acum, a sinagogii din Șimleu. And I want to mention the fact that I have participated at all events that was related to this museum, starting with the rehabilitation, which has started in 2005. Sigur, din păcate, conexiunea noastră cu
Petatikva a rezultat în urma unor evenimente care nu trebuia să se întâmple. Unfortunately, our connection to Petatikva developed from an event that should not have happened. Mai precis, era bine să ne înfrățim în urma conexiunilor pe care le puteau face evreii din Shimleu cu evreii din Israel. Of course, it was better if we could make a connection with the help of the Jewish people from Shimleu to Jewish people from Israel. După cum probabil știți, înainte de 40, în zona Shimleului trăiau aproximativ 3000 de evrei. Probably you know, before 1940, there lived about 3000 Jewish people in Shimleu. Și minți bolnave au făcut ca majoritatea acestora să dispară de pe fața pământului. And sick minds made that most of these to disappear from the face of the earth. Și având în vedere că acest lucru s-a întâmplat din păcate, and taking into consideration that unfortunately this had happened, am considerat că în acest loc, în acest oraș, that in this city and in this place, trebuie să avem un muzeu și să ne aplecăm cu mult respect pentru la sacrificiul pe care ei l-au făcut. We must have such a museum and to bend ourselves towards the sacrifice that they have done. Mi-am dorit personal ca între un colegiu din Shimleu și un colegiu din Petatikva să existe o relație de înfrățire, o relație de colaborare. Personally, I wanted to exist a collaboration relationship between the high school from Shimleu and the high school from Petatikva. Și aceasta s-a întâmplat între Colegiul Național Simeon Bănunțiu și Liceul Brenner. And this took place between Brenner High School and Simeon Bănunțiu High School. Ceea ce este foarte important și transmit acest mesaj în special tinerilor. Now what is very important and I want to transmit this message to you, young students. Din păcate și astăzi trăim într-o lume în care conflictele apar în nenumărate zone ale pământului. Unfortunately, nowadays we face times where thousands of and countless of conflicts appear all around the world. Învățând din trecut, learning from the past, cred că realizați fiecare dintre voi că în viitor ceea ce s-a întâmplat la Auschwitz și în alte lagăre nu trebuie să se mai întâmple niciodată. I believe that you are aware of the fact that what happened in the past, for example, in Auschwitz, should not ever happen again. Și sigur prin conexiunea dintre voi și tinerii de la noi. And of course, through the connection between the two groups. Învățând din istoria noastră. And learning from our history. Și a voastră. And of your history as well. Vom învăța în același timp să ne respectăm. We will learn to respect each other. Eu doresc această conexiune dintre cele două școli și dintre orașele noastre să țină foarte mulți ani. I wish this connection between the two schools to last for many, many years. Mă bucur că orașul Shimleul are cetățean de onoare, inclusiv pe ambasadorul statului Israel, pe domnul Dan Ben Eliezer. I'm happy that Shimleu has got honorary citizen, the ambassador of Israel in Romania, His Excellency Dan Ben Eliezer. Și atât dânsul, cât și foarte multe persoane au făcut ca această conexiune să fie una vie, să nu fie numai una pe hârtie. And also His Excellency and many other people helped this connection to be alive and not exist only on paper. Eu sunt convins că în aceste zile, până duminică, cât veți sta aici, veți beneficia încă o dată de ospitalitatea noastră și leonilor. I am sure that these days that you will stay in Shimleu until Sunday, you will see the hospitality of Shimleu. Sigur, mulțumindu-le în final lui Daniel, lui Marta și a tuturor celor implicați, Angelei, doamna directoare de la Școala Silvania, cei implicați în acest proiect, vă doresc o ședere plăcută. And at the end, I would like to say thank you to Daniel, to Marta, and to the headmistress of Silvania High School, Silvania Elementary School, Mrs. Angela Lipo. I would like to wish you to have a pleasant stay in our city. Vă mulțumesc. Thank you very much. Este momentul să dăm citire mesajului Excelenței sale, ambasadorul statului Israel în România, domnul Dan Ben Eliezer. Excelența sa nu a putut să fie fizic astăzi alături de noi, dar prin acest mesaj
ne-a transmis că este, din punct de vedere moral și sufletește, alături de comunitatea din Chișinău-Silvan. It is now time to read a message of His Excellency, Mr. Dan Ben-Eliezer, the Ambassador of the State of Israel in Romania. His Excellency regrets the fact that he cannot be physically present at this event, but he is present from a moral point of view via his official statement on behalf of the Israeli Embassy. Sunt onorat să transmit mesajul meu tuturor celor prezenți la acest eveniment care face parte din proiectul de frățire a orașelor și Silvanie și Petrac Tikva. I am honored to read His Excellency's message regarding this activity, the connection between Chișinău, Silvanie and Petrac Tikva. Aș dori să le urez bun venit tinerilor ambasadori din Israel care se află aici alături de colegilor din Chișinău, Silvanie. Acest schimb de vizite este important pentru întărirea legăturilor dintre tinerii celor două țări, precum și pentru cunoașterea istoriilor noastre, a tradițiilor și culturii. I would like to welcome the young ambassadors of Israel who are here with their colleagues in Chișinău-Silvanie. This exchange of visit is important to strengthen the relations between young people of the two countries and to know our history, traditions and culture. Relațiile excelente de care se bucură România și Israel se bazează pe interese și valori comune care continuă să orienteze eforturile noastre de a întări cooperarea fructuoasă în diversele domenii, atât la nivel național cât și local. The excellent relations between Romania and Israel is based on shared interests and values that continue to guide our efforts to consolidate a fruitful cooperation in different fields at a national and local level. În urmă cu 4 ani, prin intermediul Muzeului Memorial al Holocaustului, orașul Chișinău-Silvanie a devenit un partener de încredere al orașului Petrac Tikva din Israel, contribuind astfel la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare. Eu, personal, mă simt deosebit de atașat de Chișinău-Silvaniei, oraș pe care l-am vizitat în repetate rânduri și care mi-a acordat titlul de cetățean de onoare. 4 years ago, through the Holocaust Memorial Museum, the town of Chișinău-Silvanie became a trusted partner of the city of Petah Tikva in Israel, contributing to the development of friendly relations and cooperation. Personally, I feel particularly attached to Chișinău-Silvanie, a town that I have visited several times and gave me the title of honorary citizen. Ținând seama de evoluțiile politice și economice dintre cele două state, dorind să deschidem noi posibilități pentru parteneriat în domeniile de interes comun la nivelul localităților lor, reprezentanții celor două orașe au convenit să stabilească între ele relații de cooperare socială, economică, științifică, culturală și sportivă, folosind forme diverse de colaborare, specifice nivelului de dezvoltare a celor două localități, cât și a statelor din care fac parte. Taking into account the political and economic relations between the two countries, wishing to open new opportunities for partnership in areas of common interest and their localities, the representatives of the two cities agreed to establish cooperative relationships on social, economic, scientific, cultural, and sports level, using various forms of collaboration according to the specific level of development of the two cities and states to which they belong. Un aspect important al proiectului de înfrățire este schimbul cultural și educațional. Astfel, în anul 2012 a fost făcut primul pas prin sprijinul oferit de către primarul orașului Chișinău-Silvanie activităților de colaborare între instituțiile de învățământ din cele două orașe. Tinerilor elevi le-a fost facilitat accesul la programe de educare privind valorile morale fundamentale și respectarea drepturilor omului, de schimb de experiență și activități culturale comune. An important aspect of attending is a cultural educational exchange. Therefore, in 2012, it was made a first step through the support of the mayor of Chișinău-Silvanie to the collaborative activities between schools in the two cities. Young students have been facilitated access to educational programs on basic moral values and respect for human rights, exchange of experience and joint cultural activities. În pofida lecțiilor trecutului, în prezent ne confruntăm din nou cu o renaștere îngrijorătoare a naționalismului radical,
rasismului, xenofobiei și antisemitismului în țări din întreaga lume. Lupta împotriva acestor fenomene, care calcă valorile fundamentale ale umanității, este o provocare globală și trebuie să fie abordată de întreaga comunitate internațională. În acest sens, educația de valoare, cunoașterea istoriei, a tradiției și a culturii unui alt popor reprezintă cel mai eficient instrument de combatere a ignoranței și prejudecăților și de promovare a respectării și aprecierii diversității și pluralismului cultural. Despite the lessons of the past, today we are faced again with a disturbing resurgence of radical nationalism, racism, xenophobia and anti-Semitism in countries all around the world. The fight against these phenomena, which violate fundamental human values, is a global challenge and must be approached by the whole international community. In this respect, value education, knowledge of the history, tradition, and culture of another people is the most effective tool to combat ignorance and prejudice and to promote respect and appreciation of diversity and cultural pluralism. Copacul pe care l-am sădit în parcul central alături de domnul primar Septimiu Țurcaș reprezintă un simbol al cooperării strânse în continuă dezvoltare dintre popoarele noastre și a marcat inițierea relațiilor dintre orașele Petah Tikva și Șineu Silvanic. Apreciez în mod deosebit faptul că astăzi va fi inaugurată această placă aniversară ce transmite un puternic mesaj de continuitate. The tree that I planted in the Central Park along with the mayor Septimiu Țurcaș is a symbol of close cooperation, the continuous development of our people, and marked the initiating of the relationship between cities Petah Tikva and Șineu Silvanic. I particularly appreciate the fact that today will be inaugurated this anniversary plate that sends a strong message of continuity. Aș dori să profit de această ocazie să felicit Primăria Șineu Silvaniei, Consiliul Local și Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord, aflat sub conducerea domnului Daniel Stejeran, pentru organizarea și sprijinirea acestui eveniment și pentru eforturile constante în scopul intensificării relațiilor dintre statul Israel și România. I would like to take this opportunity to congratulate the Șineu Silvaniei City Hall, the City Council and the Holocaust Memorial Museum under the direction of Mr. Daniel Stejeran, for organizing and supporting this event and the constant efforts to strengthen the relations between Israel and Romania. Nu în ultimul rând, poporul evreu sărbătorește zilele acestea Purim. Prin urmare, permiteți-mi să închei prin a le transmite membrilor comunității evreiești și invitaților din Israel un Purim plin de bucurii și belșug. Hag Purim Sameach! Last but not least, these days Purim is celebrated by Hebrew people. Therefore, let me conclude by transmitting the members of the Jewish community and to the guests from Israel a Purim full of joy and abundance. Hag Purim Sameach. Îi mulțumim excelenței sale și apreciem gestul de a transmite acest mesaj pentru activitățile noastre de astăzi. Iar în urma cele mai recente întâlniri pe care am avut-o cu excelența sa, am stabilit de comun acord să continuăm și în alte domenii aceste legături pe care le-am început cu orașe din Israel, cu orașul Petah Tikva. Ofer cuvântul în continuare reprezentantei primăriei orașului Petah Tikva, doamna Revital Shapira, care este inspector școlar și căruia îi mulțumim că astăzi se află pentru prima dată în România și pentru prima dată la Șineu Silvanie. I would like to add the representative of Brainerd High School. This is Revital Shapira, school inspector. And thank you for accepting our invitation. And also we have to mention the fact that she's the first time in Romania and of course in Șineu. And we're happy to have you here. And now please, you can have the microphone to have a word for us. כבוד ראש העיר, ספטימיר צורקש, ברד סטפן, סגן ראש העיר, מרתה, סאבו, דניאל סטג'רן, נציגי הקהילה היהודית בסלאז', ידידי העיר פתח תקווה ואורחים נכבדים. צ'יסטה פרימארו, שמלאו סילבניה, ספטימיר צורקש,
viceprimarului Berec Ștefan, Sabo Marta, Daniel Stejerean, comunității evreilor Sălaș. Prieteni ai orașului Petah Tikva, stimați invitați! אנו נמצאים כאן היום בימי חג הפורים, המבוסס על סיפור מגילת אסתר, בו ניצלו היהודים באימפריה הפרסית מרצח עם שזמן לבצע בהם המן בהסכמת המלך אחשוורוש. בחג זה אנו מודים לאלוהים על הצלת העם. Am ajuns astăzi aici cu ocazia sărbătorii de Purim, ale cărei explicații le găsim în cartea Megilat Ester. În această carte se vorbește despre evrei care au fost scăpați de sub dominația asupritoare a Imperiului Persan, în care Haman a dorit distrugerea poporului evreu în timpul domniei lui Ahasferoș. În această zi îi suntem recunoscători lui Dumnezeu că ne-a salvat. עבורי כנציגת העיר פתח תקווה ומדינת ישראל, זהו ביקור ראשון בעיר שילאו, ואני, יחד עם הקבוצה הנפלאה של הבנות, מתרגשים עד מאוד. Pentru mine, ca reprezentant al orașului Petah Tikva și al statului Israel, este pentru prima dată când vizitez România și orașul și meu Silvaniei. Împreună cu elevele mele, ne simțim extrem de emoționate. מאז ימי קדם, כמו ימי האימפריה הפרסית ומלחמת העולם השנייה, נאבקת מדינת ישראל על מעמדה ומקומה במדינות העולם. כחלק מההסברה של מדינת ישראל, יצרו ערים שונות בארץ קשרים עם ערים במדינות שונות בעולם. Încă din timpul Imperiului Persan și mai apoi din perioada Holocaustului, statul Israel a considerat necesar întărirea efortului de colaborare cu statele din întreaga lume. Relațiile dintre Israel și România se bazează atât pe păstrarea memoriei trecutului, dar și prin relațiile de prietenie create între cele două state în prezent. היחסים בין ישראל לבין רומניה נעים בין זיכרון העבר והידידות ושיתוף הפעולה בהווה. אחד מסימני הבולטים של שיתוף הפעולה בין שתי המדינות ניתן לראות דרך ערים, ברית הערים התאומות. Unul dintre aceste simboluri îl reprezintă relația de înfrățire. למרות שפתח תקווה ושמלאו, מבחינה גיאוגרפית, רחוקות זו מזו, הברית אשר נוצרה בין הערים יצרה יחסים אישיים במיוחד, ביקורים הדדיים ובעיקר היכרות עם האחר. Cu toate că orașul Petah Tikva este diferit ca structură geostatistică de Șimleu, din punct de vedere al relațiilor de colaborare și a șansei de cunoaștere între cele două state, simpatia pentru Israel a deschis posibilitatea pentru acești tineri să interacționeze și să se cunoască mai bine. Adătoa gdola și Daniel, Israel, Petah Tikva, Bifrat, פתחה עבור תלמידי העיר פתח תקווה הזדמנות נפלאה להכיר את הנוער של שמלאו. אמרת את זה? התלמידים בבית הספר ברנר ממתינים מדי שנה עבור מפגש חברתי איכותי זה. והיום, בעידן האינטרנט, הקשרים מתחילים וממשיכים גם מעבר לחילופי המשלחות. וזו גם תקוותנו. Elevii de la liceul Brenner așteaptă în fiecare an aceste întâlniri cu prietenii lor și astăzi putem spune că în era internetului relațiile dintre ei a început și continuă în acest context. Când bnei anoar șel Șimleau haiu băir Petah Tikva, hem lămdu lehakir et ha'ir, et ha'tarbut va istoria, caet zo izdamnut șelachem tălmidei Petah Tikva, lehakir et ha'ir Șimleau. Când elevii din Șimleu au fost în Petah Tikva, ei au învățat despre cultura, tradițiile și obiceiurile orașului, iar acum elevii noștri au venit să cunoască aceste locuri. מחברי בעיר שמעתי על קבלת הפנים החמה של בית הספר, של הצוות ושלך ראש העיר. אני רוצה מראש להודות לכולם על המאמץ והאירוח. Am aflat de la un prieten din Petah Tikva de ospitalitatea românească, am învățat lucruri despre școală și aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru că ați contribuit la întărirea relațiilor dintre cele două părți. אני רוצה לנצל את המעמד המכובד הזה בכדי להודות לכם, ידידי העיר פתח תקווה, על האירוח בעירכם, על הקשר החם ועל טיפוח משלחות הנוער בין שתי הערים.
Aș vrea să folosesc această oportunitate să vă mulțumesc în numele orașului Petah Tikva pentru relațiile bune și continuarea păstrării acestei colaborări extraordinare. חוויות תלמידי המשלחת הקודמת ורשמיה של מנהלת המשלחת אורלי פיש עודדו אותנו בעיריית פתח תקווה להמשיך ולתמוך בקשר החשוב הזה. Orly, coordonatoarea acestui program, mi-a povestit despre experiența sa cu oamenii din Șimleul Silvaniei și a încurajat primăria Petah Tikva să continue sprijinul acestui demers. אני רוצה לאחל לתלמידים מפתח תקווה ומשימלאו למידה משמעותית, לבקש מכם לזהות במפגש הנוכחי את ההזדמנות להכיר את האחר, לאפשר לעצמכם ללמוד על התרבויות ולרכוש חברים חדשים. Este o oportunitate unică, atât pentru unii cât și pentru ceilalți, de a învăța despre cultură, tradiții, prieteni noi și de a ne cunoaște unii pe ceilalți. אנחנו נחכה לכם, תלמידי שימלאו, באוקטובר בפתח תקווה. Mucho más. Îi așteptăm pe Levi, cu drag, în octombrie să ne viziteze în Israel. Toda Rabba, Revital Shapira, inspector școlar, Petah Tikva. I participated for a very short period at this workshop, and I was very delighted by what I have seen. Și m-a impresionat foarte mult coerența elevilor de gimnaziu în a se exprima în limba engleză. And I was very delighted to see the coherence of students who are in the high school of Silvania. By the way, they speak English. The students, of course. Of course. No, I mean the ones that presented. Yes, the ones that presented. Mulțumim, doamne director. Thank you very much. Astăzi, așa cum menționa și Revital Shapira, sărbătorim alături de comunitatea evrească Purim. Acest moment ne duce cu gândul la o altă suferință a poporului evreu,
în timpul domniei împăratului persan Ahasveros. Today, as Mrs. Remita Shapira mentioned, we celebrate Purim along with the members of the Jewish community. This moment brings us back to another sufferings of the Jewish people under rule of the Persian emperor Ahasveros. Haman, care era mai marele căpetenilor împăratului, fiind deranjat de atitudinea unui evreu, a stabilit o dată la care să fie exterminați evrei din întreg imperiul. Haman was being disturbed by the attitude of a Jew, has established a date on which Jewish people around the empire should be exterminated. După câteva milenii, această idee va reuși să fie pusă în practic de Adolf Hitler în timpul Holocaustului. After a few centuries, this idea was put in practice by Adolf Hitler during the Holocaust. Am făcut această introducere pentru următoarea prezentare, care se referă la un alt proiect educațional pe care Muzeul Holocaustului, sprijinit de Primăria Șibleu, l-a inițiat și desfășurat pentru a cinsti memoria victimelor Holocaustului. I did this introduction for the following presentation that is related to another educational project that the Holocaust Memorial Museum and the City Hall of Șibleu, Silvani initiated and also developed in the memory of the victims of the Holocaust. În urma vizitei pe care am efectuat-o la lagărul de exterminare de la Auschwitz-Birkenau din Polonia, am creat, împreună cu Savo Marta și Paul Pastor, un material educațional pe care vă invit să-l urmărim. Following the visit to the extermination camp in Auschwitz-Birkenau, Poland, I have created together with Marta and Paul Pastor an educational material that I invite you to watch. The pictures together with photographer Razvan Petrovan. But I also want to say thank you to their colleague Vlad Dragan, who is today to take pictures of this activity, and also he helped us to prepare this lovely presentation. Această prezentare, așa cum spuneam, va fi diseminată și cu alte ocazii, dar și pe site-urile noastre ale muzeului, ale primăriei, probabil și sperăm și pe Facebook să apară în curând, deoarece este și un link YouTube la momentul acesta unde puteți să găsiți această prezentare. This material will also be presented on other occasions as well. Probably you will also find it on different websites, on the site of the museum or the City Hall, or also Facebook, because there is also a YouTube link on which you can find it. În încheierea acestei prime părți a întâlnirii noastre de astăzi, aș vrea să mulțumesc în primul rând celor care s-au implicat în organizarea evenimentului. At the end of these activities, I would like to say thank you first of all to all that you are involved in everything to organize this activity. Aș vrea să mulțumesc presei, în primul rând, pentru că ne oferă de fiecare dată prilejul să vorbim nu doar celor din Șibleu sau celor din Sălaș despre astfel de evenimente, despre astfel de proiecte. First of all, I would like to say thank you to the press because with their help we can speak up and show to all the world what we do here, not only on the local level, but also in international level, all our activities are known. Aș vrea să le mulțumesc membrilor primăriei orașului Șibleu, Silvaniei, pe care pe o parte din ei ați văzut în acest filmuleț și care ne-au însoțit pentru a aduce cinste memoriei victimelor Holocaustului data de 24 ianuarie anul acesta. I would also like to say thank you to the members of the City Hall who are there because they always are involved in activities with you and support us and they also honored us with their presence at the trip to Auschwitz. Aș vrea să mulțumesc comunității evreilor din Zalău-Sălaș pentru că astăzi v-au pregătit o serie de surprize în legătură cu sărbătoarea de Purim. I would also like to say thank you to the members of the Jewish community from Zalău and Sălaș, and especially because they have prepared a few surprises on the occasion of the Purim celebration. Reprezentanților instituțiilor de învățământ, school representatives, elevilor, și nu în ultimul rând, lui Mircea Brown și Dan Haas, președintele comunității evreilor din Zalău-Sălaș. I would also like to say thank you to the students,
And last but not least, Mircea Abraham and Dan Haas, the president of the Jewish community in Zalău. Și Mircea Abraham știe pentru ce mulțumesc, pentru că toată această săptămână, înainte de acest eveniment, ne-a ajutat cu tot ce s-a putut în amplasarea sau afișarea celor două plăcuțe pe care le-am pus pe sinagogă, plus cu steagurile nu ne-a ieșit la un moment dat, dar data viitoare sperăm să fim mai bine pregătiți. Mircea Abraham knows very well why we're saying thank you for him, because he helped a lot during the last weeks in everything to organize in the Holocaust Museum. Vă invităm în continuare în parcul central al orașului și Leo Silvaniei, unde vom inaugura placa aniversară, iar mai apoi, la ora 6, din nou în sinagogă, cu mic, cu mare, mascați sau nemascați, vă invităm la sărbătoarea veselă de Purim. Așa cum am mai spus, sărbătoarea celebrează în sine eliberarea poporului evreu de sub Imperiul Persan Babilonian. Eu vă mulțumesc și ne revedem cu toții lângă copacul plantat acum 3 ani de excelența sa ambasadorul statului Israel împreună cu reprezentantul orașului și Leo Silvaniei, primarul Sentimiu Țurcaș. I invite you now to the central park of the town where we will inaugurate the anniversary plaque that is next to the plant, to the tree that was planted together with the ambassador of Israel and the mayor of Shiloh. After which we meet at 6 o'clock here in the synagogue to cheer up on the occasion of the Purim celebration. Vă mulțumesc și Hag Sameach tuturor! Sărbători fericite! Thank you very much and Hag Sameach to everybody! De continuitate dintre statul Israel și România, dintre orașul Petah Tikva și Shimleu Silvaniei. Au onoarea să dezvelească această placă primarul orașului Shimleu Silvaniei, Septimiu Țurcaș, și reprezentanta primăriei orașului Petah Tikva din Israel, Revital Shapira. Vă rog. Voi da acum citire textului care stă pe această placă, care spune astfel: acest copac, simbol al păcii și fraternității, a fost plantat cu ocazia vizitei la Shimleu Silvaniei a excelenței sale, domnul Dan Ben Eliezer, ambasador al statului Israel în România, în cadrul demersului de înfățire dintre orașele Petah Tikva, Israel, și Shimleu Silvaniei, România, ca reflecție a bunei colaborări dintre statul Israel și România. Iar acum, Revital va citi textul în ebraică. העץ הזה נשתל כסמל של שלום ואחווה במהלך ביקורו של מר דן בן אליעזר, שגריר ישראל לרומניה, בעיר שמלאו סילבני, על רקע ברית ערים תאומות בין פתח תקווה, ישראל ושמלאו סילבני, רומניה, כעדות לשיתוף הפעולה הטוב בין מדינות ישראל, מדינת ישראל ורומניה. מוצומים. Înainte de a ne strânge cu toții la această poză comună, vreau să spun că această placă este semnată de domnul primar Septimiu Țurcaș, prin a cărui sprijin a fost posibilă amplasarea ei lângă copacul aniversar plantat în anul 2013.
de cei doi reprezentanți ai statelor Israel și România. Păi, I would like to add the fact that this anniversary flag it is signed by the mayor of Chibleu, Silvanie. This flag was put here with his great support to the memorial tree that was planted 2 years ago together with His Excellency, the two representatives of the Romanian state and the state of Israel. Thank you very much, and we invited all of you for a picture together. What means this change of experience for you? This means to explain all the things that people out of Israel think about us, that we're not like they think, and we came here to explain the true meaning of everything in Israel, that we don't like slaughter the Palestinian kids for no reason. And just to show that Israelis are really nice and people here are really nice and warm too. We're really glad to be here. It's really an honor for us, and this town is really beautiful. Thank you for everyone that hosts us. We really appreciate it. Experience for me means making new friendships with people around the country, around the world actually. And I think it's an excellent opportunity for us to learn from their culture. What means that plaque for you? This is a symbol of Petah Tikva and Chimlau relationship. Together, the youth of Chimlau and the youth of Petah Tikva are changing views, are changing connections via internet and via telephone. And this one is symbol for our state of Petah Tikva and your state here, Chimlau, together the connections. What means the experience coming here? This is our first day. Yesterday we just arrived to Chimlau, so we didn't knew and didn't saw a lot. But there's something very unique for us, because this, for me, it's the first time in Romania. It's the first time. We have another countries and cities all over Europe that Petah Tikva have the connection and twin cities. For example, in Germany and Norway. So for me, it's the first time, and to see that our ambassador was here and plan with your mayor the plan to symbol the connections is very touching. What's your first impression? You like Chimlau? First of all, I have to say that the hospitality is very warm, and you see that the people are really want to host the kids, the families of your cities, are the student told us that they behave so nicely, and they yes, very much. They already yesterday night go away and play together. I don't know where to cafe or something. Also in this afternoon, I really believe that the kids together know how to manage each other. Thank you very much. It's a pleasure to have you here. Thank you very much too. Thank you. Ce înseamnă această placă pentru comunitate? Este o placă a bucuriei, și dacă în multe, majoritatea locurilor găsim plăci comemorative, aceasta este o placă a bucuriei. A bucuriei faptului că există relații de colaborare între statul Israel și statul român și, nu în ultimul rând, între orașul Petah Tikva și orașul Chimlau Silvaniei. După cum știți foarte bine, în urmă cu 3 ani de zile, împreună cu ambasadorul Israelului, domnul Dan Ben Eliezer, am plantat copacul de lângă această placă comemorativă și până acest moment am considerat că este necesar pentru istoria orașului să se știe că acest copac este, să spun, fructul colaborării dintre România și Israel și, nu în ultimul rând, dintre
orașul Șimleu-Silvania și orașul Petatikva, dintre Colegiul Național Simeon Bărnuțiu și Liceul Brenner din Petatikva. Ce înseamnă această placă pentru cele două comunități? Această placă pentru cele două comunități poate să însemne foarte multe lucruri, din foarte multe aspecte. În primul rând, este un simbol al continuității relațiilor dintre cele două state, dintre România și Israel. Relații care au fost începute în Șimleu-Silvaniei acum 5 ani de zile și prin care am reușit în cadrul acestui demers și acestui proiect să organizăm diverse evenimente. Dacă până anii trecuți am vorbit despre memoria Holocaustului și despre tragedia victimelor din Transilvania de Nord și din Europa, anul acesta am schimbat puțin registrul și vorbim despre altfel de activități care vor fi organizate în perioada imediat următoare. Iar această placă este de fapt o confirmare a eforturilor pe care le-a făcut atât Ambasada Israelului, cât și Primăria din Șimleu-Silvaniei împreună cu Muzeul Holocaustului pentru a continua și mai mult pentru a strânge relațiile create.